La fel și în școală, copii în grădiniță și acum copiii învață că dacă mama se poartă frumos cu doamna învățătoare, o să iau note bune. Sau dacă tata vine și face o atenție domnului director, s-ar putea să fiu promovat sau ceva de felul ăsta. Și foarte grav ce se întâmplă, mai ales în școală și în grădiniță. După aceea se reflectă asta la poliție, în medicină și te ia groaza când te uiți ce educație au medicii sau juriștii sau tehnicienii. Te uiți la construcțiile astea care sunt construite de niște nepoți, de niște cumetri, de niște oameni care și-au luat diploma de inginer sau de arhitect pe pile și te gândești oare la al câtulea cutremur o să se prăbușească cu tot cu oameni.